Raja Constanța monitorizează acum rețeaua de canalizare și apă prin satelit, totul după ce în luna mai a fost semnat un contract de colaborare cu o firmă din Israel, singura care deține această tehnologie. Numai în Constanța sunt aproape 650 de kilometri de rețea de apă, din care mai mult de jumătate înseamnă vechime mai mare de 40 de ani. Trebuie să vă spunem că ne preocupă foarte mult detectarea acestor pierderi și anularea lor. Vreau să vă spun că în programul sectorial 1 am reușit să schimbăm 70 de kilometri de rețele de apă dintre cele mai vechi rețele care stau în Constanța. Cu ajutorul noului program, pierderile unei conducte se pot identifica chiar și prin asfalt. Primele scanări au avut deja loc în Constanța. Urmează acum Eforie, Agigea, Techirghiol și Lazu. Dacă aș merge eu cu echipele mele să fac 1000 de kilometri, vă dați seama, mi-au un an de zile. Dânsii mi-au redus de la 1000 de kilometri la 1 km, maxim 2 km mi-au redus. Și eu merg la fața locului și acustic ascult ca să pun exact zona unde este avaria. Pentru că el îmi spune pe o rază de 50 de metri aveți o avarie. Dar pe raza aia de 50 de metri, adică maxim 100 de metri lungime, este o conductă de apă. Și eu mă duc și pe aceea 100 de metri lungime, mă duc și fac detectarea. We have there a couple of cities that started with a lot of leaks. Sunt câteva orașe unde am identificat la început multe scurgeri. Every month or two. Iar acum se face o monitorizare lunară sau la and două luni. We get much less leaks and then they can deal with only with new leaks. De scurgeri. It's a service that helps you maintain. Și practic acest serviciu ne ajută să highly maintenance for your for the pipes. Să avem o întreținere de înaltă calitate a conductelor. You lose much less water and this is o cantitate mult mai mică de apă. Astăzi lucrările au fost efectuate pe strada 1907, chiar în centrul orașului, unde în urma scanării s-a descoperit o conductă fisurată. Până acum detectarea pierderilor de apă se făcea cu ajutorul sonarului. Este un aparat cu ultrasunete. Ce avem? Aparatul în sine, un computer, sonda, e un geofon, care, atunci când conducta este spartă, creează un zgomot. Niște vibrații, practic. Investiția în noul sistem se ridică la aproximativ 30.000 de euro.